Salutare, dragi prieteni! Reincozo aici pentru voi cu un nou gameplay din Hearthstone! Pe fraților, astăzi am decis să-mi reactualizez pachetul de Hearthstone și să vedem dacă mai știu să mai joc totuși. Am jucat un match, a fost super grozav și am spus, wow, trebuie să filmez chestia asta și vreau să profit de ocazie și să testăm împreună placa de sunet Logilink pe USB, acest micuț dispozitiv de numai 30 de lei, da? Am făcut un unboxing la acest bad boy, aveți link-uri în descriere și l-am făcut pereche cu binecunoscutul Trust Model, este aici. Hai să orientăm un pic în cadru, dați-l aici. Binecunoscutul Trust Model, care în opinia mea face o treabă absolut excepțională pentru doar 53 de lei cât am plătit eu pe el. Wow, deci super. Așa, și l-am făcut pereche cu acest dispozitiv de la Logilink. Ce vă pot spune? Eu sunt super, super încântat. Are un chip de la C-Media la interior. Are un virtual surround sound decent, nu foarte grozav, nu excepțional, nu ieșit din comun. Este ok, este ok, mie îmi place. Mie îmi place și în ciuda prețului este chiar foarte, foarte tare. Deci un virtual surround sound decent, 7.1, chiar se aude. Deci l-am testat în Garry's Mode, l-am testat în Counter-Strike, l-am testat în Quick Champions. Se aude foarte bine, mai ales când se mișcă personajul pe hartă, nu știu, vezi, anticipezi, este ok, este decent. Nu pot spune că este grozav, pentru că am ascultat că ești mult mai evoluate cu Logitech. Da, așa și nu se compară, dar pentru 30 de lei, încă o dată repet, este un virtual surround sound decent, poate chiar cu mult peste așteptări, da? Butoanele funcționează foarte bine, gen, sunt acolo, ceea ce vreau să precizez în ciuda faptului că avem butoane pe dispozitiv, nu sunt butoane cu control separat de Windows. Sunt butoane pentru control din Windows. Da? Deci avem volum, nu e un volum separat de cel digital din Windows, este un același volum din Windows. Dacă dau mai tare, automat el îmi va da mai tare în Windows, da? Deci volumul digital din Windows. Nu are un volum separat de cel din Windows. Butoanele de on-off pentru căști și microfon funcționează. Bam, a fost pe mute microfonul, acum l-am dat pe unmute, s-a prinde roșu. Bun. El clipește în permanență atât timp cât are semnal, da? Deci acum primește semnal, fie că primește semnal sonor, fie că primește semnal de la microfon, acest LED verde va clipi efectiv. Dacă nu va mai primi semnal, el automat va rămâne aprins. Bun, haideți să trecem la Hearthstone. Încă ceva, să nu uit. Trebuie neapărat, dacă achiziționați acest dispozitiv, să aveți și o extensie, un cablu USB 2.0, extensie, nu știu, cred că e undeva la 10 lei, un metru, cred. Va fi de ajuns să îl conectați departe de carcasă, pentru că, după cum vedeți, este un dispozitiv destul de grosuț, iar acele mufe USB la placa de bază, dacă nu aveți laptop, la placa de bază, sunt foarte apropiate și va ocupa ambele sloturi, da, USB, plus că nu vă veți putea bucura de butoanele după dispozitiv, care sunt destul de solide, ca paranteză să spun așa. Și da, haideți să trecem la jocul nostru. Sper să vă placă audio de pe acest clip. Eu am mai filmat un clip tot așa cu acest dispozitiv înainte și mi-a plăcut foarte, foarte mult sunetul. S-a părut ok. A fost surprinzător de bun.
ba chiar cu mult peste sunetul din placa mea de bază. Eu am un Purity Sound după placă de bază Astrox. Și nu știu. Băi, nu se aude atât de grozav ca aici, nici nu știu. Asta se aude mult mai bine. Gen, Charles Martel face o treabă mult mai bună cu această placă de sunet decât placa de sunet din placa mea de bază, ceea ce e un pic curios, dar în fin, we go with the flow. Ia să vedem ce face băiatul ăsta aici. Iată un vultur. Așa, să avem și noi două. Ia un burlac. Mamă, și avem un yeti și un taunt. Hai să vedem, Robby, ce faci, Robby? Greetings. Oh, ce ne-a picat nou aici. Nu este bine. Hai să vedem. Pam 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 pam. Ia uite-l, bă. M-a atacat. Job done. Am o mică surpriză pentru tine, Robby. Handle it. Oh, right leader. Trebuia să-i atac totuși unul din astea, dar nicio problemă că mă atac el. Haide, Robby! Ce asta este împotriva mea. Hai să vedem. Aoleu, nu mi-au luat și un pahar lângă mine aici. Animal companion. Beast companion. Ce prost l-am pus. Okay, am făcut și eu. Unu! Unu!
natural mistake. To my side. Robby, I will hunt you down. Bine, tati, dacă zici tu. Vedem. Ce facem noi? Atacăm unul de ăsta și pierdem? Oricum îl pierdem pe ăla. Ce dăm așa? Oricum nu poate să treacă de mine. Deci nu mai poate să mai mă atace decât dacă are un spell ceva. Dar nu mai are cărți, are decât o carte. Ce face cu tine? Do damage. Și dead show. Degeaba. Spell. Hai să vedem dacă are noroc. Da, are. Are noroc, îmi dă. Și după aia mai îmi dă un spell. Și ăla e. Bravo, băi, robiță. Băi, a jucat bine. Și chiar mi-a plăcut. Bineînțeles, am pierdut pentru că sunt noob aparent. Dar a fost foarte bine. Bravo, mă. Bravo, mă. Bine, mă. Dă-i așa.